Bună ziua! Pentru astăzi vreau să împart cu cât mai mulți oameni o rețetă adaptată de mine, de ștrudele cu mere, dar o să încerc să folosesc ingrediente foarte sănătoase pe care le consum zilnic, alimente care ne ajută la tranzit. Avem nevoie de câteva mere, aproximativ 1 kg. Am ales să cumpăr aluatul pentru foietaj, pentru că este foarte ieftin și foarte bun în același timp. Și o să folosesc foarte multă nucă. De obicei folosesc și migdale și caju, dar acum nu am în casă și nu am mai cumpărat special. Avem nevoie de scorțișoară. Am aici un mix de semințe, avem semințe de dovleac, de floarea sarului, de susan, avem semințele de in, care sunt foarte, foarte bune. Aici am tărâțele de ovăz, o să folosim esență de rom, de vanilie, o să punem și puțină sare, puțin zahăr și cam atât. Am ținut toate ingredientele cu spatele, special pentru că nu vreau să fac reclamă la niciun produs. Rețeta este strict pentru cei care vor să mănânce sănătos. Continuăm cu a doua bucată de foietaj, la fel ca la prima.